economia României face față mai bine pandemiei decât alte economii europene. Și sigur, sunt o serie de elemente legate de funcționarea economiei românești. Publicație prestigioasă ca The Economist recunoaște de fapt o realitate care există în România, iar funcționarea economiei a reprezentat pentru noi un obiectiv fundamental pe care iată că am reușit să-l atingem. De asemenea, mai am o veste bună, aproape la cald, domnul ministru Aurescu. Cosmin Boiangiu, adjunctul reprezentantului permanent al României la Uniunea Europeană, a câștigat competiția pentru o poziție importantă de conducere la nivel european, funcția de director al Agenției Europene pentru Muncă, într-o competiție cu alți trei candidați reprezentând țări importante, Spania, Polonia, Finlanda. Domnul ministru Aurescu, cum a fost meciul, câte ture? Domnule prim-ministru, a fost un efort extrem de dens și de intens, care s-a desfășurat în ultima perioadă, inclusiv astăzi, prin demersuri politico-diplomatice realizate la nivelul reprezentanței, la nivelul capitalelor din statele membre, la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Externe, doamna secretar de stat Iulia Matei. La rândul meu am sunat omologii în cursul zilei de astăzi. Au fost patru runde de vot care s-au desfășurat astăzi în cadrul Comitetului Director al Autorității Europene pentru Muncă. Într-un final, domnul Boiangiu a câștigat această funcție cu 25 de voturi la 4, fiind validat practic de o largă majoritate a reprezentanților Comitetului Director, ceea ce reprezintă un succes deosebit pentru România, pentru diplomația românească, ceea ce este și o dovadă a aprecierii de care se bucură expertiza și reprezentanții României la nivelul Uniunii Europene. Și aș putea spune și eu cu modestie și datorită eforturilor pe care le face guvernul nostru pentru a asigura relații cât mai bune la nivel european și o percepție cât mai bună a României și un rol cât mai important în funcționarea instituțiilor europene. Îl felicit pe Cosmin Boiangiu, sunt convins că ne va face cinste în funcția de director al Agenției Europene pentru Muncă. Domnul ministru, vă rog să informați pe colegii noștri cu privire la întâlnirea extrem de importantă pe care ați avut-o cu domnul secretar de stat Mike Pompeo. Domnule prim-ministru, luni am avut consultări politice cu secretarul de stat american, în contextul în care în acest an se împlinesc 140 de ani de relații diplomatice, iar anul viitor 10 ani de la adoptarea declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul 21. Sunt discuții care au reprezentat o foarte bună oportunitate de evaluare a stadiului parteneriatului strategic, dar și de a vedea care sunt prioritățile în perioada următoare. Secretarul de stat american a apreciat soliditatea și substanța parteneriatului strategic cu România și a arătat că pentru Statele Unite România este un pilon de stabilitate și un aliat de încredere în regiune. De altfel, vizitele pe care colegii mei, domnul ministru Ciucă și domnul ministru Popescu, le-au făcut în ultima perioadă împreună cu vizita ministrului de externe, arată dialogul extrem de dinamic, de consistent pe care îl avem cu Statele Unite. Practic, foarte pe scurt, s-au convenit următoarele. Pregătirea celei de-a șaptea sesiuni de dialog strategic, care este mecanismul structurat care discută toate detaliile, toate dimensiunile parteneriatului strategic la începutul anului viitor. De asemenea, va fi în pregătire și vizita secretarului de stat american. Am discutat și am reluat, construind pe rezultatele foarte bune ale discuțiilor domnului ministru Ciucă, necesitatea consolidării în continuare a coeziunii flancului estic al NATO, cu accent pe regiunea Mării Negre. Am salutat și discutat despre intenția Statelor Unite de a crește efectivele militare pe teritoriul României,
și am reiterat interesul crescut al țării noastre pentru o prezență militară crescută în România. De asemenea, pe dimensiunea economică și energetică am discutat despre pașii următori semnării de către domnul ministru Popescu a acordului interguvernamental privind modernizarea programului de energie nucleară civilă a României. Am discutat despre implicarea Statelor Unite, inclusiv financiară, în realizarea celor două proiecte majore de interconectare, Rail to Sea și Via Carpatia, pe care România le promovează inclusiv în cadrul inițiativei celor trei mări, care au impact direct și asupra mobilității militare, nu numai asupra aspectelor de dezvoltare economică. Discutat despre securitate energetică din perspectiva importanței începerii cât mai curând a exploatării resurselor de gaz din platoul continental al Mării Negre cu implicare americană. Discutat despre securitate cibernetică și, foarte important, despre includerea României în programul Visa Waiver, care este un obiectiv comun foarte important pentru cele două țări, convenind ca aspect foarte concret crearea unui grup de lucru bilateral dedicat acestui subiect, care să analizeze care sunt modalitățile prin care putem să ajungem la un rezultat pozitiv. Secretarul de stat american a reiterat și sprijinul Statelor Unite pentru aderarea României la OCDE, iarăși un obiectiv foarte important al României. Am discutat și despre alte aspecte legate de securitatea la Marea Neagră. În vizita oficială în Franța e prevăzut un speech în fața reprezentanților OCDE. Un discurs care va fi extrem de important pentru promovarea de către dumneavoastră a intereselor României legate de aderarea României la OCDE. Și nu în ultimul rând am discutat și despre situația din Republica Moldova și alte aspecte de interes regional. A fost o vizită, aș spune, foarte bună pentru a vedea care sunt mai departe prioritățile noastre pentru dezvoltarea și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Virgil Popescu, cum merge, de fapt, cum merg acum apelurile de proiecte pentru granturile acordate către IMM-uri? Domnul prim-ministru, ieri seară s-a încheiat primul col de proiecte pe schema 1, acele microgranturi de 2000 de euro. Au fost, până ieri seară, să vă dau cifra exactă, 29.215 companii au depus cerere de finanțare pentru aceste 2000 de euro. Nu am consumat întregul buget. Am observat pe parcursul unei săptămâni și prelungirea de vineri până marți o ușoară scădere și faptul că practic nu mai erau depuneri de cereri de finanțare. Am oprit proiectul miercuri seara. Astăzi la ora 10 am dat drumul la schema 2 de finanțare. În primele minute, să spun așa, am avut chiar vorbeam cu colegii de la STS și vreau să le mulțumesc pe această cale că au făcut o aplicație foarte bună, iar hardware-ul a rezistat la 9000 de cereri simultane am avut la deschidere. 9000 de cereri simultane, nu s-a întâmplat absolut nimic. În urmă cu o oră și ceva aveam 19.788 de cereri, 879 la ora asta, de cereri practic pentru... Când se închide apelul? Se închide miercuri 28. În mod normal, după numărul de cereri, bugetul este cam epuizat. Cele 350 de milioane sunt epuizate. Evident, trebuie să și vedem fiecare companie câți bani a cerut. Maximul este 150.000 de euro. Trebuie să și vedem dacă sunt ce eligibile. Ce măsură îndeplinesc condițiile? Condițiile de eligibilitate. Sigur. De aceea n-aș vrea să mă pronunț. S-a acordat atenție foarte mare pentru că aș vrea să tratăm toate solicitările cu celeritate, astfel încât banii să ajungă cât mai repede la beneficiarii. Ce trebuie reținut, domnul prim-ministru, este prima aplicație în care întreprinzătorii, imemiștii, nu mai trebuie să se ducă la un ghișel, să scoată un certificat, să se ducă să-l aducă la noi, să ducă la alt ghișel, pur și simplu se interoghează automat toate bazele de date. Prima a fost IMM Invest. Se interoghează automat toate bazele de date și automat răspunsul vine după interogarea acestor baze de date. Bine, mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Tătaru, domnul secretar de stat Arafat, știți că am purtat mai multe discuții legate de
creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă, care reprezintă obiectivul nostru prioritar. Aș dori să ne prezentați pe scurt ce progrese ați făcut în raport cu discuțiile pe care le-am avut. Da, domnule prim-ministru, după cum a solicitat, în ultima săptămână am reevaluat tot ce a însemnat unitatea spitalicească. La nivelul capitalei am identificat și operaționalizăm în acest moment, se dau acele autorizații de la DSP, 102 paturi de terapie intensivă, două dintre spitale, Colentina și Malaxa, fiind în integralitate spitale suport COVID, prin ordin de comandant. Colentina și Malaxa. Și Malaxa. Aici avem câte 10 paturi la Malaxa de terapie intensivă, 29 la Colentina, cu posibilitatea de încă 20, în măsura în care am solicitat domnului secretar de stat Arafat prin CNCI și dotare și personal pentru celelalte 20 de paturi. Celelalte spitale care sunt Floreasca, Universitarul Sfântul Ioan și Pantelimon sunt spitale suport COVID pe terapie intensivă, unde avem la fel la Pantelimon 20 de paturi, 10 la Floreasca, 11 la Universitar și 10 la Sfântul Ioan. În capitală posibilitatea este 102 paturi și încă 35 le putem operaționaliza, dar trebuie să ducem și personal. În țară, după cum știți, am fost și am evaluat local. La Iași, capacitatea de la... Interesează la Cluj, unde a crescut numărul de infectări. De asemenea, am văzut în ultima vreme că și în Craiova există o tendință de creștere. Mă interesează pe Iași. De asemenea, pe zona centru, cum stăm la Târgu Mureș, la Brașov. La Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, aveam, unde aveam 25 de paturi, am operaționalizat, 53 avem în acest moment. Acolo a contribuit și domnul primar Mihai Chirica, care a disponibilizat acest spital de recuperare, secția ATI de la Orele, cu paturile de acolo. Am înțeles, dar spitalul mobil cumpărat de cele două consilii județene, acolo spitalul modular niște probleme de la Lețcă? La probele de lucru pentru terapie intensivă, acele patru stații de oxigen au cedat. Acolo suntem cu cazuri medii în acest moment, sunt 34 pentru cazuri medii, promisiunea fiind de la producător că într-o săptămână se refacă și să mergem, dacă nu cu cele 48 de paturi de terapie intensivă, măcar cu 24. Capacitatea mare ar putea atinge cele 48, ajungând la 101 paturi. În acest moment suntem la 53 de paturi de terapie intensivă în Iași. Acolo avem și posibilitatea. Deci acolo trebuie să ne pregătim pentru zona de nord-est la, și în alte... La Suceava, după cum știți, spitale. Noi avem acea secție de terapie intensivă în cadrul bolilor infecțioase, dar analizăm în acest moment și posibilitatea unor paturi suplimentare de ATI în Spitalul Județean. În centru, în zona centru, unde am fost chiar ieri, la Mureș avem o capacitate de 61 de paturi de terapie intensivă, prin operaționalizarea a încă 20 în această săptămână, în cele 61. La acel complex din sala polivalent avem 20 de paturi, 10 paturi săptămâna aceasta vor fi în plus, săptămâna viitoare încă 10 paturi de terapie intensivă. La Cluj s-a trecut în operaționalizare tip suport COVID spitalul Clujana, spitalul municipal. Am înțeles că acolo o parte din personal este la fel au solicitat personal, s-au reorganizat ca și personal, având în vedere un număr de paturi mai mic pe suportul COVID decât capacitatea spitalului. Și atunci acolo, din 17 paturi de terapie intensivă, în acest moment sunt operaționalizate 6, urmând ca celelalte să fie operaționalizate în zilele următoare. La Brașov am fost tot aseară. Acolo avem cele 28 de paturi de terapie intensivă, 14 terapie intensivă, 14 intermediară din spitalul modular de lângă Spitalul Județean. Am recomandat că și celelalte terapie intermediară să le transformăm în terapie intensivă. La Spitalul de Boli Infecțioase se operaționalizează în acest moment încă 5 paturi de terapie intensivă și în două săptămâni vom avea operaționalizat și Spitalul Tractorul, unde avem din cele 150 de paturi, 20 sunt de terapie intensivă. Aici trebuie acordat atenție, da, operaționalizării spitalului. Pe zona de vest, unde am fost săptămâna trecută, la propunerea celor de la Spitalul Județean, operaționalizăm ca suport COVID de Casa Austria, unde avem 50 de paturi pentru simptomatologie medie și 11 paturi de terapie intensivă. Acolo menționez că avem și o unitate mobilă de terapie intensivă. Tot în aceste zile evaluăm ce înseamnă regiunea de sud-est, vedem Constanța și Galațul, și sud-vest la nivel de Craiova. Domnul secretar de stat. Domnul prim-ministru, pe lângă aspectele menționate de domnul ministru, lucrăm inclusiv pe partea de personal.
După cum știți, există un număr important de medici din diferite specialități care și-au dat acum examenul de specialitate și au finalizat rezidențiatul. Și atunci propunerea noastră printr-o ordonanță, dacă sunteți de acord să o punem astăzi pentru prima lectură, sigur că da. Este crearea unui astfel corp... Astfel să-i angajăm pe toți ca o forță de intervenție. Noi am propus acum primii 200, specialitățile care le țintim sunt ATI, urgență, pneumologie, infecțioase, epidemiologie și radiologie. Să vedem dacă e cerere, atunci venim cu suplimentarea. Ideea este că îi angajăm la Spitalul Gerota al Ministerului Afacerilor Interne și de acolo îi distribuim prin coordonarea care o să o avem de la departament. La final, la finalizarea perioadei care poate să dureze vreo 6 luni, ei vor avea posibilitatea să aleagă posturile vacante unde vor să meargă fără concurs. Deci asta prevede ordonanța de urgență la acest moment. Se pare corect. Da, deci asta este modul prin care vom atrage medicii care au terminat. Trebuie numai să aveți evidența tuturor celor care au luat examenul avem la evidență. Finalul rezidențiatului și să știe de această ofertă și să luați legătura cu ea. De mâine o să începem să luăm pe listă cei care să doresc acest lucru. Cum ați calculat 200? Ați calculat estimarea aproximativă din aceste discipline? Vă dau un exemplu la ATI. Din ce știm, numărul aproximativ care au dat examenul acum sunt vreo 130, dar din care numai aproximativ 70 sunt fără posturi la acest moment. Unii deja au posturi. Unii deja au posturi. Și atunci am luat cei 70 pe ATI care sunt fără posturi, mai avem un număr care sunt pe urgență, pe infecțioase. Cei care au posturi vor rămâne în posturile lor, însă cei care n-au posturi sunt cei care fac obiectul acestei ordonanțe. Știu că ați pregătit măsuri și legate de unitățile de primiri urgențe. La nivelul unităților de primiri urgențe, în discuție și cu colegii care o să le avem inclusiv mâine, este creșterea capacității de ventilație pentru a face față pacienților care ajung acolo până la preluarea lor în secțiile de terapie intensivă. Noi avem capacitate de ventilație în toate unitățile de primiri urgență, dar ea este limitată pentru că e gândită pentru altfel de activitate. Dar acum, dacă va crește numărul, vom încerca să suplimentăm din ventilatoarele care le avem în stoc, ca să putem să asigurăm îngrijirea bolnavului corect până este preluat de secțiile de terapie intensivă, care poate la orice moment să nu aibă loc, să așteptăm o oră, două, trei și atunci va trebui pacientul să fie îngrijit corect în unitatea de primiri urgențe. Bine. Deci avem un proiect de ordonanță de urgență privitoare la angajarea absolvenților care au dat examenul după rezidențiat. Da? Exact. Domnul ministru, ordonanța cu asimptomatici, suntem pregătiți? Da, suntem pregătiți și o să vă rog să o introducem pe ordinea suplimentară. Există o așteptare, doamnă ministru Alexandru, privitoare la plata pentru părinți, mai ales că s-a intrat în mai multe orașe în scenariul roșu și vreau să vă întreb dacă suntem gata cu ordonanța de urgență. Suntem gata, domnule prim-ministru, eram gata de acum o săptămână, dar în procedura de avizare am parcurs toate etapele corespunzătoare, inclusiv Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ. Subiectul suscită într-adevăr un larg interes. În perioada ultimelor zile, noi aflându-ne în circuitul de avizare, au mai venit o serie de comentarii și completări, așa încât îmi permiteți să le citesc și pe acestea la momentul la care vom discuta actul normativ. Siguranță, el este gata și îl vom supune aprobării dumneavoastră. Vreau să subliniez pentru cei care în spațiul public au precizat că nu avem cadru legal pentru plata părinților. Ministerul Muncii efectuează în acest moment plăți pentru toate situațiile în care, în baza avizului epidemiologic eliberat de DSP, o unitate școlară în integralitate sau o clasă se află în situația de a gestiona un focar COVID. Avem în plată, avem în gestionare această situație. Noi, practic, acum extindem sfera de aplicabilitate ordonanței 147/2020, ca urmare a Ordinului Comun al Ministrului Educației Naționale și al Ministrului Sănătății. Acest ordin prevăzând cele 3 scenarii despre care s-a discutat în spațiu public. Ca urmare a ordinului apărut ulterior ordonanței, venim să completăm ordonanța pentru a avea cadrul legal în vederea acoperirii situațiilor părinților copiilor care învață, deci, practic, în scenariul 2 și 3. Noi aveam până acum bază legală. Aveam și facem să plătim pentru părinții în acele școli sau clase în care, ca urmare a
apariție unui caz sau a trei cazuri în cazul constatat de DSP. Constatat de DSP. Exact. Treceau pe activitate online și exact. Deci practic acum extindem și pe scenarii exact, galben pentru deci noi am perioadele. Noi am gestionat în toată această perioadă toate situațiile punctuale apărute. Ca urmare a ordinului celor doi domniștri, înțelegem să completăm cadrul legal aprobat la momentul respectiv cu propunerile pe care le facem astăzi, adresând scenariul 2 și 3 din ordinul celor doi miniștri. Bine, mulțumesc. Domnul ministru Oros, așa cum v-am prevenit, o să vă întreb constant despre situația plăților în agricultură. Domnule prim-ministru, începând cu data de 16.10 am demarat plata acestor avansuri, iar în doar 7 zile am reușit să autorizăm la plată peste 72% dintre fermieri. Practic, câți adică? 602.306 fermieri din totalul de 830.898 de fermieri. Această procedură se derulează până în 30 noiembrie 2020. Speranța noastră este că o să finalizăm mult mai repede. Păi, iar mâine se încheie. Discuția. Mâine se încheie termenul de depunere pentru măsura 21, sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de evoluția COVID. Este vorba de o măsură prin care sprijinim sectorul zootehnic, dar și sectorul vegetal, iar cuantumul sumei este de 150 de milioane euro, bani europeni. Schemă notificată și aprobată de Comisie. Mâine este ultima zi de depunere, s-au înscris peste 100.000 de fermieri. Vom face controlul administrativ și în următoarele săptămâni vom demara și aici plățile. Și aici derulați procedura cu celeritate. Mulțumesc, domnul ministru. Mai era o temă așteptată de companii de public, domnul ministru. Vine data de 25 octombrie și astăzi e ultima zi în care putem adopta ordonanța. Este adevărat, domn premier, ordonanța oricum, chiar dacă se publică după 25, am spus clar ce face, permite reieșalnarea acestor datorii acumulate în perioada de la începutul stării de urgență până la 25 octombrie. Ideea este simplă, companiile au până pe 15 decembrie să facă această cerere de reieșalnare pentru anul viitor. Deci nu este neapărat, nu le limităm la 25 octombrie pentru luni. Dar este bine să o avem aprobată astăzi. Pe lângă ce am prezentat până acum în spațiul public, am îmbunătățit puțin condițiile. Nu vor fi executări silite până la 25 decembrie și tot astăzi vom introduce în ordonanță încă o facilitate discuțiile cu companiile la Consiliul Economic Social. Am avut și noi aceste discuții și față de ce am propus pentru perioada 26 octombrie-25 decembrie nu se vor calcula nici dobânzi, nici penalități pentru aceste obligații fiscale scadente la intrarea, de la intrarea în starea de urgență până la 25 decembrie. Deci dacă există companii care au depus declarații și nu pot să plătească și vor să fie în reieșalunare, până li se aprobă reieșalunarea, exista o perioadă de timp. Nu cu dobânzile și penalități. Și nici penalități. Această măsură vine după asta discuțiile pe care am avut cu la Consiliul Economic Social, cu companiile și mi se pare corect. La fel și cea cu executurile silite. Și am mai adăugat tot după discuțiile cu companiile, extindem termenul pentru rambursarea TVA cu controlul ulterior până la 25 ianuarie. Opinia mea este și aici, la asta lucrăm acum, să permanentizăm acest sistem. Deja avem în istoricul ANAF foarte multe companii care au fost controlate de-a lungul timpului și au plătit de fiecare dată, au fost controlate și au primit TVA, deci nu există nicio problemă și atunci trebuie să facem un sistem ca pentru aceste companii care au anumit rating să existe acest sistem de rambursare de control ulterior, cu rambursarea TVA, rambursarea TVA cu control ulterior permanentizat. La asta lucrăm pentru după 25 ianuarie.
și încă alte măsuri fiscale. Bine, digitalizarea continuă. Așteptăm digitalizarea, domnul ministru. Domnul premier, știți foarte bine, anul acesta aștept momentul în care digitalizăm facturile. Va începe în următoarea perioadă un program pilot pentru e-facturare. Este acea măsură care va aduce la buget, din estimările nu numai noastre, și a instituției internaționale și ceea ce am văzut în alte țări, în special în Italia, cel puțin 2 puncte procentuale venituri, ceea ce înseamnă aproape 20 de miliarde de lei în acest moment. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, media, pentru prezent.